Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt doar eu în București și astăzi vin cu o nouă știre. Oficial, Denis Ciobotariu a semnat cu CFR Cluj câți bani încasează Dinamo. Dinamo va încasa suma de 150.000 de euro pe Denis Ciobotariu, după părerea mea una foarte mică, mai mult de 300.000 de euro. Nu puteam să rompă el, dar 300.000 de euro era o sumă foarte bună pentru Denis Ciobotariu, mai ales că a avut un sezon foarte bun până acum. Are și un gol marcat împotriva FCSB-ului, rival al lui Dinamo, dar nu vreau să vorbesc mai multe despre asta. Nu le am eu cu banii, dacă Negoița vrea să-l vândă pe atâta, asta e. Cum spune și aici, Dinamo și CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundașului Denis Ciobotariu la campioana României. Format la centrul de copii și juniori al clubului din Ștefan cel Mare, Denis Ciobotariu a jucat 20 de partide pentru Dinamo în acest sezon competițional, 18 în campionat și 2 în Cupa României, marcând 2 goluri în Liga 1. Clubul din Ștefan cel Mare îi transmite lui Denis Ciobotariu prin intermediul site-ului oficial mult succes în carieră. Așa o să-i spun și eu, mult succes Denis Ciobotariu, sper să devii titular la CFR Cluj și de ce nu să joci și în cupele europene. Când spune și aici Florin Pruna, mă bucur pentru Denis Ciobotariu, a plecat la mai bine, sper să reușească, Dan Petrescu l-a dorit foarte mult, suma este în jur de 150.000 de euro, pentru noi este important orice ban care intră în club. Dinamo s-a mai despărțit în această iarnă de Dan Hristos și Lina Scrimavicius, dar Mihai Popescu ar putea ajunge chiar la codașa al ligii întâi fece voluntari. Iar Dinamo au făcut decât 3 transferuri până acum, Valentin Lazar, Wally Diouf, care ar urma să semneze, și Lucas Covaia, care a semnat deja cu Dinamo. E o pierdere foarte mare de Denis Ciobotariu, era un jucător sub 21 de ani, care intra în regulă la 21 de ani și putea să ne ajute foarte mult, mai ales că a avut și prestații în Liga 1, deci acum trebuie să găsim un jucător sub 21 de ani care putem să-l punem pe teren. Și chestii și trestii, să vedem ce va face Dușan Uhrin. Îi urez baftă lui Denis Ciobotariu și de ce nu să ajungă la un club și mai mare de atât. Deci cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost doar Neamu Preș și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!